mai țineți minte pe domnul Barangă? Barangă Laurenți. Domnul care a fost șomer până la 42 de ani, cu liceu terminat la 32 de ani, care a ajuns așa din senin, director ajung la ONIS, ăia cu informații secrete, și director de departament și conferențiar universitar, la Valahia, la filiala aia, Alexandria, cea bună, care apoi a devenit mare șef la oficiul contra spălării de bani, în plină meritocrație liberală, și care a fost dovedit un impostor care nu avea nici măcar diplomă de liceu. Andreea Barangă, fiica domnului impostor și director, are și ea un doctorat, tot la Valahia. Și era și ea angajată la momentul doctoratului într-o sinecură la minister. Și ea e cu Academia de Poliție și Plagiate și Institutul Diplomatic și Servicii Secrete, că așa e coincidențele astea. La Valahia a fost profesor și preacinstitul Adrian Năstase. Preda acolo și domnul Țuțuianu, număr 2 în secretariatul general al guvernului PSD-ist, un traseist nesecurist. Țuțuianu este vicepreședintele Universității Valahia, iar doamna Ecaterina Antonescu este doctor honoris causa acolo. Vasilica Dăncilă și copilul dumneaei au făcut și ei masterate la prestigioasa universitate. Nu numai asta, dar dita mai viceguvernatorul Băncii Naționale, domnul Leonardo Badea, este și el o mare sculă la Valahia. Deși și-a terminat doctoratul abia în 2005, era din 2002 secretar științific al Consiliului Universității, la 27 de ani. Era și consilier județean din partea celui mai cinstit partid PSD. Din 2000 până în 2012, perioada în care Consiliul Județean Dâmbovița devine un model de cinste universal, a fost acolo. După perioada asta, a devenit, logic, senator. Din 2007 a fost și decan la științe economice și din 2011 prorector la universitatea unde s-au masterat și doctorat o mulțime de semi-analfabeți despre care s-a tot scris. Tot în 2007 începe să facă cursurile cele bune ale lui Gabriel Oprea. A terminat 4, inclusiv unul pentru înalți funcționari publici. Numirea lui ca șef la ASF, locul unde toate geniile sunt plătite de noi la salarii de director de la Microsoft, a fost pe merit, mă. Oprea a reușit să aibă la ASF, printr-o coincidență demnă de trăznirea de vreo 20 de ori în aceea zi, fiul, fica și ginerele. Și o celebră admiratoare a domnului Oprișan, fosta și actuala soția lui Valerius Gonea. O altă mare admiratoare a domnului Joana, fostul soț al Olguței Vasilescu. Sunt printre multele genii angajate la ASF pe banii proștilor. Deși prima sumă modică de 711.813 lei la ASF, domnul Leonardo predestina numele ăsta că e plin de Da Vinci prin țara noastră, preda și la Târgoviște pe un salariu de 109.000 de lei, că doar Valahia face concurență Harvardului. Acum și domnul Badea o duce și mai prost, că nu face milionul pe an din banii fraierilor. E pe aproape, dar sigur în 2023 se rezolvă. Dar am divagat. E, ghiciți cine este directorul Consiliului Doctoral la Valahia Târgoviște? Doamne ferește să fie un fost secuist. Nu, tati, este domnul Marius Petrescu, secretar de stat, directorul general ONIS și fostul șef al domnului Barangă, impostorul fără diplomă de liceu. ONIS este responsabil pentru verificarea trecutului demnitarilor și deci și a lui Barangă. O dovadă de ineptitudine care în mod normal ar fi dus la desființarea ONIS-ului. Nu s-a întâmplat nimic. Domnul Petrescu este tot tartore și acolo și la Valahia. Domnul Petrescu a făcut toată viața lui îngrozitor de mulți bani de la stat. Și el și soția, care tot la statul cel bun a fost angajat. Aici, sumele brute făcute în 2021. Mai clar, domnul Petrescu făcea cam 6.000 de euro net pe lună, adică de aproape 3 ori mai mult decât președintele țării. Viața domnului Petrescu este poveste. Termină facultatea de mecanică în 1980. Este pentru un an inginer de pompe la Aversa și apoi ajunge la un departament foarte interesant pentru securitate la Aparataje București.
Apoi, lucrează la Ministerul Industriei Electrotehnice ca inginer și face două cursuri post-universitare care în general erau făcute de oameni cu legături extrem de puternice cu securitatea. La 31 de ani, din nou, ca orice om fără legături cu securitatea, că doar și eu sunt Bill Gates, brusc este numit director comercial la Precizia, deși nu a avut nicio funcție de conducere vreodată. Sta acolo un an și imediat înainte de Revoluție este, firesc, șeful Oficiului de Informare Documentară la Ministerul Economiei Naționale, căci gradele bate. Orice bate. Să recapitulăm. Un inginer mecanic, în timpul lui Ceaușescu, în 8 ani ajunge de la servicii de pompe la director comercial, după ce trece prin 3 întreprinderi și 2 ministere. Om curat, care nu îi ridică suspiciuni, așa că din 1990 devine curat ca lacrimă, director la Centrul de Informare și Documentare al Ministerului Resurselor și Industriei. Între 1991 și 1994 are două slujbe, redactor șef și director general la Centrul de Informare. Se atestează în 1993 și pe informatică, și pe franceză, și pe engleză. E, de aici se rupe filmul rău. Din 1993, inginerul cu cursuri de conducere în timpul comunismului face o universitate de management și, în același timp, un doctorat la ASE, cât și poate. Termină facultatea în 1996, iar doctoratul în 1998. Din 1994 devine expert al guvernului pe arme chimice, deși are zero experiență în domeniu. Evident, cum v-am zis, că genele lui Da Vinci sunt și pe la noi. În 1997, în perioada lui Constantinescu și Ciuvică, devine președinte secretar de stat la Agenția Națională de Control a Exporturilor Strategice. Între 2000 și 2002 este și consilier al lui Mircea Joană la Ministerul de Externe și director executiv la Autoritatea Națională de Securitate, într-un sincron aproape perfect cu cariera domnului Gabriel Oprea, prea cinstitului Gabriel Oprea. Din 1999, omul care are funcții extrem de importante în stat la București face încă o facultate, a treia, dreptul la Timișoara, un master în Republica Moldova, se atestează în Statele Unite ca investigator, la București ca examinator științific, își ia și două certificări în arme chimice, deși el este expert cu mai mult de 5 ani înainte, două atestate în domeniul informatic, unul în protecția datelor, două în limba engleză, dintre care unul la Chișinău, unde se vorbește engleză peste tot, și unul în formare. Plus, face și Academia Națională de Informații din cadrul SRI. Nu e tot. În 1999 devine și doctor honoris causa și profesor emerit la Chișinău. Devine profesor universitar de macro și microeconomie, cercetător științific de gradul 1 în management economic în Timișoara și membru corespondent al Academiei Centrale Europene de Știință și Artă, nu știm undeva în lume. Eu, când am fost secretar de stat la Ministerul Muncii, nu aveam timp nici să mor. Munceam minim 60 de ore pe săptămână și mă chinuiam să public un râs de articol la Dilema. Domnul Petrescu avea două slujbe cel puțin la fel de importante. Evident, omul e un monument de genialitate. De asta și devine în 2002 director general secretar de stat la ORNIS, Informații Secrete, de unde nu mai pleacă. În 2003 își mai trage un titlu de doctor honoris causa la Academia Balcanică din Sofia. Din 2004 este și ministru plenipotențiar și primește titlul de cavaler al Ordinului Național pentru Merit. Setea lui de cunoaștere însă este neostoită. În 2007, omul cu 3 facultăți, un master și 3 doctorate, ministru plenipotențiar cu o slujbă extrem de importantă, face și cursurile Universității Naționale de Apărare și al Academiei de Poliție și Plagiate și devine firesc conducător de doctorat. În 2008 devine membru al Asociației Internaționale de Poliție și în 2009 mai face două specializări, una de manager de proiect și una de formator. Stați că delirul academic nu s-a terminat. În 2010 devine membru al Academiei Europene de Management, iar în 2011 al Societății Academice de Management din România.
În 2012 câștigă prin concurs locul de director la Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Valahia Târgoviște, căci România e țara plagiatelor și a serviciilor secrete. În 2014 devine și înalt funcționar public și mai primește și Ordinul Sfinții Martiri Brâncovineni, că doar asta mai lipsea, că tichie de mărgăritar sigur are. Din 2015 este și membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România. A scris în timpul liber 49 de cărți și a publicat 92 de articole științifice. Mai clar, avem un șef peste datele secrete care are 15 atestate profesionale de la arme chimică, informatică până la managementul de proiect, care este calificat și ca înalt funcționar public și care a făcut cursuri la 2 academii, 7 universități, cu specializare în SRI, poliție, management, drept, inginerie mecanică, economie și drepturile omului. Soția domnului Pestărescu este și ea înalt funcționar public, secretar general la o agenție națională. Împreună primesc pe an numai din banul public peste 420.000 de lei, adică peste 35.000 de lei pe lună. Are deja o pensie specială de peste 100.000 pe an. Mai există un doctor Barangă Laurențiu Paul și el legat de Valahia Târgoviște. În comisia lui de doctorat a fost și domnul Badea Leonard, care a fost șef la ASF, că doar lumea asta e plină de coincidențe. Coordonatorul lui de doctorat a fost tot un Badea, cum e și firesc, Badea Dumitru, fostul director de la Roma Agrimex, cei care se ocupau de exporturile de produse agricole în timpul lui Ceaușescu, desigur și el un nesecurist, că doar la export lucrau în comunism doar viitorii liberali și nu ofițeri acoperiți și turnători la securitate. Cum s-ar zice, țara lucrului bine făcut, bă, nemulțumiților.